Eu nu spun că execuția bugetară nu este interesantă, dar electoratul nu mai poate face nimic sau comunitatea nu mai poate face nimic după ce bugetul pe luna respectivă a fost executat. Important este ca orice comunitate să știe ce cheltuieli are de făcut și încă neachitate administrația locală. Așa se va vedea ușor că se plătește un pod care nu s-a terminat, că se achită un bulevard care nu s-a terminat sau că se achită un bulevard care, repararea unui bulevard, asfaltarea unui bulevard care are deja gropi. Deci, acest lucru înseamnă transparență și informarea corectă a populației. Afișarea în ordine introducerii la plată a facturilor înainte de a fi plătite. Și atunci, cu certitudine, cetățenii vor reacționa.